Pentru anul 2019, bugetul Ministerului Tineretului și Sportului este de 658 de milioane de lei, ceea ce înseamnă o creștere cu aproximativ 95% a alocațiilor de la bugetul de stat. 161 de milioane sunt alocați pentru finanțarea federațiilor sportive naționale. Comisiile parlamentare reunite de buget, finanțe și în prealabil Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport au dat aviz favorabil bugetului pe 2019 pentru Ministerul Tineretului și Sportului. Avem vești cât se poate de bune pentru lumea sportului, dar și pentru tinerii din România. Comisiile parlamentare reunite de buget, finanțe și în prealabil Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport au dat aviz favorabil bugetului pe 2019 pentru Ministerul Tineretului și Sportului. Proiectul de buget fusese aprobat vineri de guvernul român ei și prevede cel mai ridicat PIB din istoria țării noastre, peste 1000 miliarde de lei. În prezența secretarilor de stat pentru tineret și sport, Remus Munteanu și Cosmin Buduza, ministrul Bogdan Matei a prezentat bugetul MTS pe 2019 în comisiile parlamentare și a primit în ambele comisii o majoritate covârșitoare de voturi. Pentru anul 2019, bugetul MTS este de 658 de milioane de lei, ceea ce înseamnă o creștere cu aproximativ 95,19% a alocațiilor de la bugetul de stat. 161 de milioane de lei sunt alocați pentru finanțarea finanțarea Federațiilor Sportive Naționale, în timp ce 57,5 milioane de lei sunt pentru investiții. Din această sumă se vor finanța cheltuielile pentru realizarea unor investiții majore la complexurile sportive naționale Snagovlia, Manoliu și La Scărpană, Baia Mare. 60 de milioane de lei vor fi pentru activitatea Comitetului Olimpic și Sportiv Român. În anul 2018, suma acordată celor 62 de federații sportive a fost de aproximativ 100 de milioane de lei.